Concursuri de cross, ciclism, fotbal, tenis de masă, înot, handbal, basket, desene pe asfalt sau educație rutieră, toate au fost organizate pentru copiii de toate vârstele din Buzău de către Consiliul Județean în parteneriat cu Centrul Județean de Cultură și Artă. Atât cei mici, cât și cei mai mari au îmbrăcat tricourile inscripționate special pentru această zi de sărbătoare și s-au înscris la competițiile programate să se desfășoare în mai multe locații din oraș. Un număr mare de participanți s-a înregistrat la cross. Ești 2 metri în spatele linii! Mai spate! Nu se împinge nimeni, da? Pe locuri! Haideți! Bravo! Doi, trei. Hai, stai în spatele lui. Ai câștigat, cum te simți? Bine. Ei, botos, colegii tăi, ai făcut? Da. A fost și ei bun. Era să mă ia, da. Ce dorești tu astăzi? Ce dorești ai? Păi... Da, să fiu bun. N-o să fii mare, ce vrei să te faci? Fotbalist. Și la cursele de ciclism, care s-au desfășurat pe bulevardul Nicolae Bălcescu, s-au înscris mulți participanți. Copiii au demonstrat și îndemânare, dar au arătat că au și cunoștință rutiere. Ce trebuie să facem? Avem pe această pistă mai multe jaloane, da? Vom pleca prin partea dreaptă, facem salon printre jaloane, ajungem pe ultimul culoar, da? Intrăm prin culoar fără să atingem niciun jalon, totul se va face contra cronometru. Și înapoi? Nu, o să rămâneți acolo și o să vă spunem timpul, iar la sfârșit ce rezultate sunt, da? Da. Chiar dacă în unele cazuri mesele erau mai înalte decât copiii concurenți, la competiția de tenis s-au înscris 10 de copii. Tot sâmbătă au fost premiați și membrii echipelor de handbal, basket și fotbal care au participat la turneul Cupa 1 iunie. Locul 3, școala gimnazială Căpățânești. Locul 2, și felicitări că ați ajuns până aici, școala gimnazială Gălbinaș. Și locul 1, chiar meritoși campionii de anul acesta, școala gimnazială Breaza. Organizatorii au participat la fiecare dintre activitățile desfășurate pentru a vedea cum se distrează copiii, dar și pentru a le ura personal la mulți ani. Tot ei au fost și cei care au decernat premiile la final în Parcul Crâng. Cum ați zis, o zi specială, normal, copilăria este etapa cea mai fericită din viața noastră, a fost cea mai plină de bucurii etapa vieții și cred că este de datoria noastră ca părinți, ca bunici, ca autorități locale să putem face, să aducem un pic de fiecare, de fericire fiecărui copil. Trebuie să conștientizeze că trăiesc într-un județ frumos, un județ care oferă multe oportunități, care are multe lucruri de arătat și ați văzut ce concurs de meșteșug, de tradiție au fost aici în Foișorul din Crâng. M-am bucurat când am văzut că sunt copii care încă știu să coasă la gherghef, știu să facă împletituri deosebite și cred că toate astea trebuie să ne facă și pe noi și, bineînțeles, pe copii, să fim mândri de faptul că suntem buzoieni, să conștientizăm că trăim într-un județ de care merită să fim mândri. Și de noi, de fiecare dintre noi, depinde să facem ceva, să facem ca viața să fie mai frumoasă și mai plăcută aici. Astăzi, 1 iunie, am avut un aport foarte mare de copii. Competițiile sportive care au început cu o lună în urmă, pot să spun că nu numai cei care au fost astăzi aici, au fost
copii din toate școlile din județul Buzău. Am început cu faza pe comună, faza pe zonă și astăzi câștigătorii finaliștii s-au bătut între ei astăzi, la, între ghilimele, pentru a fi câștigători. Pot să spun că am avut aport mare de copii la toate competițiile. Peste așteptări au fost la cross, la biciclete, concursul de biciclete din fața Consiliului Județean, de fotbal, handbal, basket, tenis de masă, chiar și acolo pot să spun că au fost foarte mult. Aceasta este deschiderea copiilor către sport, către distracție. Este ziua lor, să-i lăsăm să se bucure. Acum vedeți și dumneavoastră în spatele meu cei care ne vor cânta de la Școala Populară de Arte, Liceul de Arte și Centrul Județean de Cultură și Artă. Pot să menționez că am avut de miercuri până astăzi aproape 5.000 de copii la filmul Cartea Junglei, un film al copilăriei destinat copiilor de la grădinițe și clasele pregătitoare a 1-a și a 2-a. În proiectul Țara Copilăriei s-au implicat și Poliția, Arhiepiscopia, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Centrul Cultural Francofon Buzău și Palatul Copiilor. Toate activitățile au fost organizate pentru a promova arta, sportul, tradiția creștină și tradițiile locale buzoiene.